Fiecare călătorie începe cu primul pas. Într-o zi de vineri după amiaza, a pornit la drum prima caravană organizată de Fundația Sofia Ana. Faceți mișcare? Destinația? Câteva localități din județul Buzău. Bălăceanu, Năeni, Săhăteni, Breaza, Pârscov, Cozieni, Trestia și Bozior. 14, 15, așa? 3. La capătul a două ceasuri de drum ne așteptau oamenii. Și dimineața se desumflă, nu? Le simțiți mai ușoare. Da. Am trezit cu piciorul ăsta. Ne așteptau poveștile și lecțiile de viață. Am întâlnit sărăcia dureroasă, îmbibată în lacrimi izvorâte din lipsa de speranță. Om lângă om, toți cei care ne-au așteptat cu emoție în mijlocul lor au avut răbdare, iar întreaga noastră experiență a fost despre liniște. O liniște care plutea peste vârfurile copacilor, dar și în resemnarea oamenilor. Am întâlnit văduve și mame care și-au pierdut copiii, oameni fără carte și oameni citiți, uniți de aceeași lipsă de resurse financiare. Iar circuitul medical s-a transformat într-o golgota pe care, urcând, fiecare om a ajuns la domnul doctor Toni Feodor, nu doar cu istoricul durerilor trupești, ci și cu sufletul greu. Și ce-au vorbit în cabinet rămâne între ei, medic și Dumnezeu. Ca să îi înțelegi pe oameni, nu trebuie să te așezi deasupra lor, ci alături de ei. Câți ani aveți? Am întrebat-o pe o femeie simplă. Nu a știut să răspundă, deși avea cartea de identitate în mână. Nu făcuse școală și nu știa citi. Aveți 70 de ani, să țineți minte, i-am spus. O femeie romă își căuta dreptatea nelămurită de lege după ce și-a pierdut nepotul în condiții neinvestigate de cei mai importanți decât ea. O alta a izbucnit în lacrimi de grija soțului, temându-se că dacă ea va pleca mai întâi în stele, cine va rămâne să-l îngrijească pe el? Oamenii trăiau în minte cu anxietăți ale unor diagnostice groaznice, pentru că îi speriau semnele de pe corp, iar la medic n-au ajuns să investigheze. Spitalele sunt prea departe când copiii sunt la muncă în străinătate. O bătrânică a venit spre noi din satele vecine, sprijinându-se de un baston. Plecase de acasă cu gândul să ne întâlnească și, până la urmă, cineva s-a milostivit și așa am aflat povestea ei. Singurul lucru care îl poate salva pe om este familia, iar salvarea familiei poate să se realizeze doar prin iubire. Iubirea pentru Dumnezeu. Părinții m-au crescut în spiritul tradițiilor creștine. M-au dus la biserică și la școala parohială de vară, unde am studiat citirea și cântatul Bisericii Ortodoxe de rit străvechi. Mama este ca un înger trimis de Dumnezeu, care mă încălzește așa cum o candelă încălzește icoana. Nu voi uita nici când acele seri liniștite, când, sub troznetul buștenilor din sobă și în lumina fremătândă a candelei, ne citea mie și surorilor mele Eva și Anastasia. Bună seara! Trebuie să vă spun că emoțiile mă copleșesc într-atât de mult. Nu mi-am pregătit niciun discurs. Sunt atât de emoționată și atât de fericită în același timp pentru tot ce s-a întâmplat astăzi. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre fundație. Fundația Sofia Ana s-a născut dintr-o durere, dintr-o dramă, în momentul în care a plecat fetița noastră în urmă cu 3 ani într-o lume mai bună. Cumva ideea a venit într-un mod firesc, ea fiind un suflet minunat, caritabil. Aș fi avut atât de multă de vorbit despre ea, dar emoțiile mă gâtuie și poate o să existe un alt moment pentru a descrie sufletul frumos al acestui copil care a plecat mult prea devreme, la nici 20 de ani. Ce să spun, eu împreună cu soțul meu ne-am gândit, am discutat și lui, în primul rând, vreau să-i mulțumesc pentru faptul că este un izvor de creativitate, de forță, de abnegație, de iubire pentru pacienți. Colegii lui și toți cei care îl cunosc pot confirma că face minuni, face lucruri uluitoare și am zis cumva să legăm activitatea lui și tot ceea ce face el
frumos pentru lumea aceasta medicală, pentru pacienți, pentru oamenii cu care interacționează în fiecare zi, să legăm de visul unui copil, practic. Cred că totuși aș face o mică paranteză ca să înțelegeți de ce insistăm. Uite, de exemplu, știți, în jocurile copiilor, deseori își pun întrebarea dacă am fi avut bani, ce am fi făcut. Sofia noastră, spre deosebire de toți ceilalți copii care visau diverse palate, avioane și așa mai departe, Sofia noastră își imagina o sală uriașă unde să existe mese fără sfârșit, unde să existe căldură, unde să existe o bucătărie cu mâncare caldă pe care să o asigure tuturor oamenilor nevoiași. Avea o dragoste, cum să spun, cred că genetică, nativă, nu știu de unde, dumnezeiască, față de fiecare om sărman, față de fiecare ființă nevoiașă. Și uite, sper ca prin această fundație să putem face lucruri frumoase. Deja ele au început să se înfilipe cumva. Și aș vrea să-i mulțumesc Evelinei, pentru că ea a fost sufletul acestui proiect minunat, zic eu. Și nu numai, tuturor, Claudiei, Ancuței, doamnei Mirela, Raisei, Lucianei, tuturor celor care au pus suflet în această frumoasă acțiune. Sperăm că și pe viitor vom putea face oamenii să zâmbească. Sperăm ca zâmbetele lor să ajungă undeva în stele. Vă mulțumesc mult! Tatăl meu este doctor. Este chirurg și flebolog. Tata, fără să vrea, mi-a influențat alegerea viitoarei mele profesii, deși a visat să merg pe urmele sale. El este un mare admirator al filmului. Îi place să transmită impresiile sale despre filme. Nu-mi puteam imagina ce semnificație poate avea un film în viața unui om. Fragmente din Jurnalul Sofiei. De multe ori și copiii mă întrebau cum am ales medicina. Nu știu cum a venit intersecția asta între drumul vieții, așa, destinul și faptul de a face medicina. Da, mi-aduc aminte că prin anii 85 la cinematografele de prin țară filmul Vrasiu. Cred că foarte mulți dintre dumneavoastră l-ați văzut. Dar vă readuc aminte povestea lui. Povestea începe cu un mare profesor de neurochirurgie care ajunge acasă de ziua soției târziu noaptea și găsește biletul că soția îl părăsește. El de pleacă, suferă o traumă neurologică, o contuzie cerebrală și uită tot. Are amnezia aceasta post-traumă, foarte interesant. El uită tot, uită numele, de unde provine, ceva nu uită, profesia. Mai avea ceva, un lucru foarte important în acest film. Faptul că medicul are nevoie de susținerea familiei. Atunci când deschidem un tratat din acela, ați văzut orice, gaitul, fiziologie, anatomie, vedem familie mea, probabil că atunci, în timp ce îl citim, nu ne dăm seama. Dar absența noastră din gărzi, din program, din gândul, chiar dacă suntem mâncăm în familie, gândurile noastre la pacientul cu tare, treaba cu... E tot absență. De aceea, suportul familiei poate că este unul extrem de important în această profesie. De unde a început acest proiect? El este așa un gând mai vechi și vă fac o paranteză. Fetița noastră era în anul 2 de regie. Era în 2 de regie la Moscova și în momentul în care a plecat la examen, erau doi profesori acolo, era un Menșov care a făcut filmul Moscova nu crede în lacrimi, care a și luat Oscarul și celălalt, tot așa, un regizor foarte celebru. Și am zis, n-ai cum să iei, sunt 1000 de candidați pe un singur loc. E totuși Academia de Film din Moscova, unde să te duci? Și i-a luat la ambii regizori. Pentru mine a fost un șoc. Și într-adevăr, tot ce a urmat, filmele pe care le-a făcut, ea cânta, scria,
desena, făcea filme. Era un suflet complex, așa. Poate mult prea puțin înțeles, chiar și de noi. Și m-a întrebat ce să facă și i-am spus film. Uite, am pornit de la acest film, de la Vraciu, am ajuns și la celelalte și multe alte filme. Și a făcut filmul, dar n-a făcut decât câteva. La Buzău a avut loc o conferință despre importanța comunicării interdisciplinare în cazurile pacienților cu afecțiuni vasculare. A fost o dezbatere constructivă care a lansat noi și noi invitații în cadrul caravanei Medici pentru Oameni. În județul Buzău au fost consultați și consiliați 130 de pacienți. Iar sprijinul pe care l-a acordat Clinica Vascularte însumează 11.700 de euro. Ne propunem să ne întoarcem la Buzău cu vești bune și împreună cu autoritățile locale și cu partenerii noștri strategici să aducem lumină și zâmbete pe chipurile tuturor prietenilor pe care ne-am făcut acum, în cele 3 zile de poveste, în caravana Medici pentru Oameni. Cum e după câteva zile și sute de pacienți? Cred cu toată forța mea în marile întâlniri și cred că de fiecare dată când avem alături de noi oameni inspiraționali, devenim mai buni. Pentru mine astfel de mari întâlniri sunt domnul doctor Toni Feodor de la Clinica Vascularte, cel care zi de zi vede o mulțime de pacienți și le schimbă viețile în bine, și sunt recunoscătoare pentru întâlnirea cu doamna Dana Feodor, președinta Fundației Sofia Ana. Un om care, prin bunătatea sa, ne inspiră pe toți ceilalți, pe toți cei din echipa Fundației Sofia Ana, să visăm și să credem foarte tare în visurile noastre. Într-o lume în care poți alege să fii orice, alege să fii bun. Este crezul nostru al echipei de la Fundația Sofia Ana, o fundație care are ca misiune vindecarea sufletelor celor care au nevoie de un cuvânt bun, de o alinare, de o rază de speranță. În timp ce misiunea Clinicii Vasculare este aceea de a vindeca trupurile și de a aduce alinarea la care visează din ce în ce mai mulți români, misiunea Fundației Sofia Ana este de a se asigura că măcar câteva dintre poveștile care au nevoie de sprijin sunt mai aproape de visul vindecării. Ne propunem să schimbăm România pas cu pas, ne propunem să mergem în mediul rural și să le oferim oamenilor șansa cunoașterii în primul rând și mai departe mari întâlniri cu medici de renume din capitală. Ne propunem să facem bine pas cu pas din punct de vedere al afecțiunilor vasculare, România adevărată, România autentică, România de la sate. Am întâlnit oameni din categorii foarte încercate de viață, oameni care nu au ieșit niciodată din satul lor, oameni care nu știau ce vârstă au, deși aveau cartea de identitate în mână, oameni care nu mai fuseseră văzuți de un medic, oameni care au fost dintotdeauna apăsați de singurătate. Un gând bun, promisiunea că vom reveni în județul Buzău este ceea ce cred eu că ajută alături de actul medical efectuat la standarde de excelență. Dorim să mulțumim partenerilor noștri, este vorba de Consiliul Județean Buzău. Dorim de asemenea să mulțumim Hartmann România pentru că a fost alături de noi cu toate materialele care sunt necesare într-o astfel de caravană. Mulțumim de asemenea farmaciilor Maxi Pharma pentru tot sprijinul oferit și vă mulțumim dumneavoastră, celor care sunt convinsă că de astăzi înainte o să ne fiți alături cu un gând bun și cu un ajutor oricât de mic în misiunea noastră de a face lumea un loc mai sănătos. Împreună sunt convinsă că vom reuși și că acolo undeva pe cer strălucește de astăzi o lumină cu mult mai puternic. Această caravană desfășurată la nivelul județului Buzău și implicarea domnului dr. Feodor pentru a ajuta oamenii din județul Buzău a fost o experiență unică la nivelul localităților. Dacă ați putea vedea
bucuria oamenilor, oameni care n-au văzut 20 de ani de zile un doctor, ar spune multe. Din punct de vedere instituțional, vreau să vă spun că mi-aș dori ca toți medicii, dar absolut toți medicii, măcar o singură dată în viața lor, să facă așa ceva. Eu vă mulțumesc tuturor celor de la Fundația Sofiana, pentru minunea care a adus-o în viața noastră. Înălțătoare! Ăsta este cuvântul care îmi vine în minte. Am mai participat la caravane medicale cu medici voluntari și la toate am văzut același lucru, devotamentul medicilor pentru oameni și dăruirea pentru profesia pe care au ales-o. Însă caravana Vasculearte m-a surprins. M-a smerit și m-a învățat ce înseamnă iubirea dincolo de lumea asta văzută. Am întâlnit o echipă de suflete alese care nu întâmplător sunt împreună. Ei au o misiune și sunt foarte hotărâți cu toții să își ducă la capăt această misiune. După plecarea caravanei, vom rămâne cu niște teme de gândire, vom rămâne cu dorința de a prelua și noi și de a duce mai departe bunătatea pe care am întâlnit-o aici. Caravana Vasculearte a pus pe primul loc omul ca întreg și nu doar patologia studiată și tratată de ei. Asta ne-a învățat, să ne aplecăm mai mult asupra oamenilor, să fim mai mult alături de ei, să îi înțelegem și să găsim alinare și soluții pentru ei. Caravana a semnat o oportunitate de a cunoaște și de poate de influența în bine comunitățile rurale din județul Buzău sau o parte dintre ele. Sperăm să ne întoarcem cât mai curând și sperăm că ne-am lăsat amprenta într-un mod pozitiv, bineînțeles, asupra oamenilor care ne-au trecut pragul. Comuniunea cu mai multe valori de oameni pentru ajungerea pe unda cea mai bună dintre noi și ei. Precum soarele astăzi a avut misiunea să ne lumineze, să ne aducă căldură, noi ca și echipa Vasculearte să fim la fel de radianți cu oamenii. Pentru Fundația Sofiana a însemnat ideea omului și menirea omului, adică să aducă iubire și fericire și să ne facă conexiunea mult mai mare interumană. A fost o experiență pe care aș repeta-o oricând. Aș lua-o și a doua oară și a treia oară și a multa oară de la capăt. Populația din mediul rural este defavorizată din punct de vedere al accesului la servicii medicale. Pacienții din mediul rural au nevoie de îngrijiri, au nevoie de atenție, au nevoie de empatie, au nevoie și de tratament, cei mai mulți dintre ei nefiind neapărat diagnosticați. Dar este important că s-au prezentat, că își doresc să fie consultați, își doresc să facă ceva pentru starea lor de sănătate, însă sunt impresionată pentru că sunt foarte mulți dintre ei suferinți și nici măcar nu știu că au boli cronice sau că au nevoie de tratamente. Și mă simt împlinită că am făcut acest pas. Inedită, palpitantă, emoționantă, satisfăcătoare. La modul că am reușit să dăm speranță oamenilor care cumva păreau că nu mai au speranță, atât din punct de vedere medical cât și social. Am văzut pacienți suferinți fizic cu patologii reale. Am petrecut foarte mult, mai mult decât un program de zi la clinică. Am venit în weekend ca să ne neglijăm pacienții de la clinică din București.
pacienții de aici nu au posibilitatea de a ajunge la București, din diverse motive. Mi s-a confirmat lucrul acesta. Pacienți care au spus că nu ieși din județ, din sat. Pe lângă poveștile medicale și poveștile de viață, cel mai impresionant lucru a fost o întrebare din chestionarul pe care îl avem. O întrebare care poate pentru noi, cei care avem o activitate, o rutină, timpul e foarte, trece foarte repede la noi. Ce îi face fericit sau ce le-ar plăcea să facă? A fost o întrebare fără răspuns. Nu aveau variante, a trebuit să le dăm noi variante. Și nu știau ce le place, ce îi face fericiți. Să se odihnească, să stea. Ceea ce cred că e puțin trist. Și de aceea o să revenim, să vedem starea lor atât fizică cât și psihică. Să vedem ce s-a mai întâmplat cu atât cu dispensarul lor, unde vin să-și evalueze starea de sănătate, să-și ridice rețetele și, bineînțeles, să vedem dacă au respectat recomandările noastre și dacă s-a îmbunătățit starea lor. Experiența a fost una foarte interesantă. Am avut foarte multe lucruri de învățat în aceste 3 zile în care am tras toți la aceeași căruță. Am întâlnit cazuri foarte grave, nu grave, destul de interesante și cred că dacă am fi avut după noi toată aparatura necesară, am fi decis să facem pe loc anumite intervenții sau anumite proceduri pentru a face pacienții cât mai bine. În concluzie, îmi doresc să-i revedem, să ajungă la noi, să-i facem bine, să le dăm o minimă speranță. Știu că au plecat de la noi în momentul în care au închis ușa cabinetului cu gândul și cu speranța că poate o să aibă picioare sănătoase, nu frumoase, că nu este cazul de frumusețe, și sperăm cât de curând să ajungă la noi ca să putem să le dăm acel zâmbet pe buze de care chiar au nevoie acești oameni. Suntem la sfârșitul unui maraton de examinări vasculare Doppler în toată această perioadă de 3 zile, în care am ajuns undeva la aproape 300 de picioare examinate. Dar nu picioarele ne-au interesat, ci oamenii aceștia minunați din care au nevoie de noi. Și a fost o mare bucurie, o mare surpriză pentru noi, pentru că am văzut pe lângă colegi, suflete minunate, colegi medici de familie, care își iubeau pacienții, care își iubesc pacienții, care știu toate poveștile de viață ale lor, care știu aproape pe de rost toate medicațiile. Deci a fost o mare surpriză, în ciuda, și aici trebuie să subliniez, în ciuda tuturor vicisitudinilor locale, să spunem așa, nu știu, administrative, dar ține de, folosesc un termen așa politic, subfinanțare a medicinii rurale. Am văzut și pacienți triști, am văzut și pacienți singuri, am văzut și pacienți care nu își așteptau decât sfârșitul și poate că această caravană nu se termină aici, să încercăm să, nu știu, să readucem un gram de speranță, de bucurie și de alinare.